Bunțule, deci haideți cu piciorul să-i pornim. Am plecarea, poți fi schimbarea. E mai gustoasă pâinea de acasă. Pornim în paralel, având același cel. În prima zi de vară, noi revenim în țară. Mergem împreună, să pornim vremea bună. Revenim acasă, pentru că ne pasă. Noi suntem schimbarea!
Mâine vin acasă! 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 Mergem împreună, pornim vremea bună. 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 Mergem împreună. Pornim vremea bună! Mergem în paralel, având același țel. 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 Mergem în paralel. А мы начало цел. Мы параллел. А мы начало цел. Мы параллел. А мы начало цел. А мы не плекаем. Тупо свистим баря. А мы не плекаем. Тупо свистим баря. А мы не плекаем. Тупо свистим баря. А мы не плекаем. Вот в списке мая, а мы не отвлекаем. 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 Вот в списке мая. А мы не отвлекаем, вот списки 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 мая. Прима зиде мая. Prima zi de vară, noi revenim în țară. 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 Prima zi de vară. Prima zi de vară, noi revenim în țară. 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 Zei și mergi la sate, pentru Moldova toate. 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 Zei și mergi la sate. Pentru Moldova toate, deci mai lăsate, pentru Moldova toate, mă revenim acasă, pentru că ne pasă. 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 Мы ревеним о касса, пепру кэ не паса. Мы
revenim acasă, pentru că ne pasă. 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 Revenim acasă, noi revenim acasă, pentru că ne pasă. 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 Multe țări colindate, acum revenim în sate. 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 Schimbarea suntem noi, 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 schimbarea suntem noi. Schimbarea suntem noi, 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 schimbarea suntem noi. Schimbarea suntem noi, 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 schimbarea suntem noi. Mergem împreună, pornim prea bună. Mergem împreună, pornim prea bună. Mergem împreună. Prima zi de vară, noi revenim în țară. Prima zi
zi de vară, noi revenim în țară. Prima 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 zi de vară, noi revenim în țară. Așa, arăjăm într-un rând.
Ramadan. Bună ziua, dragi reprezentanți ai presei, dragi participanți. Mersi mult că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, de ziua din 1 iunie, ziua copiilor, ne-am strâns aici ca și în fiecare an să abordăm o problemă cu care se confruntă copiii și tinerii. Probabil, cea mai mare problemă cu care acum se confruntă copiii, tinerii și toate familiile Republicii Moldova este emigrarea. Tinerii pleacă tot mai mult și mai mult și mulți din ei nu au un plan să revină. Și totuși, de ce plec tinerii? La fiecare motivul e individual, dar în fundament stă condițiile proaste de viață în Moldova și lipsa oportunității de a face viața în Moldova mai bună. Tinerii din ziua de azi nu mai vor să audă doar promisiuni. Tinerii vor schimbări. Tinerii vor să primească o educație de calitate. Tinerii vor să aibă un job bine plătit și să aibă instituțiile atestat să le protejeze. Mersi mult. Să aibă instituțiile de stat care să le protejeze și să nu se mai întâlnească cu corupția zi de zi. Tinerii, de exemplu, eu după liceu am plecat în Franța la studii. Nu am plecat de bunăvoie, dar am știut că Moldova nu voi putea obține studiile de aceeași calitate și am fost evoit să plec. Însă acum am decis să revin, deoarece eu cred că schimbarea e posibilă, deoarece eu iubesc sincer Moldova. Mie îmi place să petrec timp cu prietenii și iubesc să stau la mesele de sărbătoare cu familia mea. Pe 11 iulie va fi o zi decisivă pentru mulți tineri, în care noi vom afla dacă țara merge în direcția corectă sau în direcția greșită. Ultimii 30 de ani, țara a fost guvernată de aceiași oameni, de aceiași hoți și corupți care au sărăcit țara și care au alungat tinerii. Acum, pe 11 iulie, noi vom avea de ales să votăm aceeași nomenclatură care a fost la putere 30 de ani și situația să nu se schimbe, tinerii să continue să plece, sau să votăm o forță nouă, să votăm un partid care următorii 4 ani va lucra zi de zi pentru a face viața în Moldova mai bună. Va lucra 4 ani pentru ca tinerii să înceapă să revină în Moldova, să repornim Moldova. Eu vă propun pe 11 iulie să votăm PAS, să votăm schimbarea, să pornim vremurile bune și să facem din Moldova o țară din care nu vrei să pleci și în care vrei să revii. Mulțumesc! Dragii noștri tineri, scumpii noștri copii, generația mea a muncit cu sudoarea frunții pentru a construi acest stat, crezând că astfel construim pentru generațiile viitoare. Însă, din păcate, am căzut pradă manipulării și dezinformărilor. Acea generație tânără care trebuie să continue munca noastră pentru a câștiga, pentru a construi un stat prosper, a fost nevoită să ne părăsească, să se ducă în lumea mare pentru a căuta un trai mai bun, mergând peste hotare la munci grele. Noi nu vom vota hoții și nu vom pune viitorul tinerilor și a copiilor noștri în pericol. Noi vom vota oameni integri și motivați să pornească vremurile bune în Republica Moldova. Noi, seniorii, credem și suntem siguri că împreună cu voi, tinerii, care ați fost școliți acasă și peste hotare, vom aduce schimbare în țara noastră și vremurile bune vor fi apropiate pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Tinerii au puterea de a schimba lucrurile, iar noi, seniorii, suntem gata pentru ca să vă susținem în toate. Tinerii trebuie să fie acasă alături de cei dragi. Pornim vremurile bune! Doamne ajută! Bună ziua! Dragi tineri! Și Eugen și doamna Pancu au spus că tinerii au plecat. Eu tind să fiu, să spun diferit lucruri. Tinerii au fost dați afară în ultimii 30 de ani. Au fost dați afară de corupția fără sfârșit din Republica Moldova. De fără de lege. De lipsa de perspectivă care a semănat-o atâtea guvernări.
de tot felul, de toate culorile. Și astăzi noi ne-am strâns aici, de ziua copiilor, să spunem că noi pornim. Noi pornim o viață de perspectivă pentru tine. Noi pornim ideea că acasă se poate reuși. Noi pornim să spunem tuturor celor tineri care au plecat și au rămas acasă, că în Moldova se va trăi altfel. În Moldova se va porni o viață mai bună pentru tine, o perspectivă mai bună de dezvoltare, o încredere în ziua de mâine pentru ei. Noi, tinerii Partidului Acțiune și Solidaritate și echipa Partidului Acțiune și Solidaritate, pe 11 iulie, vă invităm la vot pentru că putem porni o țară pentru tine. Putem porni o țară care să încurajeze antreprenoriatul rândul tinerilor. Putem porni o țară în care să încurajeze tinerii să meargă în instituțiile publice fără frica de a fi supuși unor presiuni politice. Putem porni o țară unde tinerii să dorească să fondeze familii, să dorească să trăiască acasă, să dorească să susțină familiile, părinții și bunei care au rămas acasă. Și cel mai mult, pornim o țară în care toți cei care au plecat să poată să revină cu drag acasă și cu încrederea că vom reuși. Vă mulțumesc! Bună ziua! Astăzi vreau să mă adresez către toți cetățenii țării și în mod special către părinți și bunici. Azi, de Ziua Internațională a Copiilor, suntem aici pentru a ne declara solidaritatea și susținerea pentru tinerii care vor să revină acasă. Tinerii care nu vor să fie alungați din țară de sărăcie, minciună, hoție și corupție. Azi, aici, reafirmăm angajamentul nostru al femeilor PAS în calitate de mame și de cetățeni de a lupta pentru dreptul copiilor noștri de a trăi în bunăstare și siguranță acasă, alături de părinți și bunici, alături de frați și surori, de rude și prieteni, pentru dreptul copiilor noștri de a-și construi viitorul în țara lor, pentru educație de calitate, pentru oportunități de carieră și dezvoltare, pentru dorința lor de a-și întemeia familii și de a-și crește copiii aici, alături de noi. Ani la rând, o mână de hoți și corupți au furat țara cu nemiluita, au sărăcit oamenii și i-au alungat din casele lor în străinătăți. Azi mă gândesc cu tristețe la ziua de ieri și cu multă speranță la ziua de mâine. Ieri am trăit emoția ultimului sunet de liceu alături de băiatul meu și de alți zeci de mii de absolvenți din țară. Și feciorul meu, ca și mulți alți tineri ca el, este gata să plece din țară, acolo unde orizontul de oportunități este larg deschis și visurile lor pot deveni realitate. Azi nu am curajul să-l opresc, pentru că nu am răspuns la întrebarea de ce, de 30 de ani, în această țară, tinerii sunt condamnați să plece pentru a-și atinge visurile și speranțele. De ce, de 30 de ani, în țara lor, se votează hoții și corupții? De 30 de ani ne bălăcim în sărăcie. Azi suntem la cumpăna timpului. Azi suntem la răscruce de vremi. Vremurile rele și vremurile bune. Alegerea ne aparține. Putem rămâne mai departe să ne înnecăm în mocirlă, în sărăcie și ruine. Sau putem pune umărul, strângem rândurile, ieșim de două ori mai mulți oameni la vot și împreună pornim vremurile bune pentru tinerii noștri și pentru țară. Mă adresez tuturor celor care au copii, mă adresez tuturor celor care au nepoți, părinți și bunici. Nu le îngropați viitorul, nu le trăiați zborul și avântul, nu le înglodați aripile în noroi și ruine, nu le prindeți pietrele sărăciei de picioare. Dați-le voie tinerilor să-și reconstruiască țara. Dați-le voie tinerilor să aducă bunăstarea acasă. Tinerii plecați la studii și la munci vor să se întoarcă. Nu le vindeți speranța pe un kilogram de hrișcă și un cârnăcior de soia. Veniți alături de noi, de echipa PAS. Puneți umărul la reconstrucția țării. Azi, vremurile bune sunt la distanță de un singur vot. Votul nostru, al părinților și al bunicilor, care vor să-și vadă copiii și nepoții acasă. Țara nu este a noastră. Țara este luată cu împrumut de la copiii noștri. De aceea,
pe 11 iulie avem datoria să întoarcem țara copiilor, să le oferim un viitor prosper acasă. Pe 11 iulie votăm PAS, echipa puternică care poate oferi perspectivă acestei țări. Ajunge! Mi-am săturat de polițieni care tot promit și nu fac nimic pentru tine. Mi-am săturat de polițieni care își amintesc tine doar la ziua alegerilor. Și mai mult, că îi plamează, că iese numărul adus la vot. Mi-am săturat de promisiuni care nu se realizează. Sunt cel mai tânăr consilier municipal. Acțiunea în PAS, în Consiliul Municipal, a făcut mai multe acțiuni pentru tine. Dar principala noastră realizare este că Chișinău are șanse reale să devină capitală europeană a tineretului. Suntem în top 4 orașe. Și asta înseamnă că să fie mai multe investiții pentru tine, mai multe oportunități pentru tine și să fie în realitate o oportunitate și multe bine în oraș în care tinerii vor să trăiască și în care tinerii se regăsesc. Mai mult, la primărie Chișinău urmea să fie aprobată în premieră strategia municipală tineret. Vom monitoriza că această strategie este una reprezentativă și să fie într-adevăr la necesitățile tinerilor. Tinerii trebuie să rămână acasă, tinerii trebuie să depună umărul ca să facă un viitor aici, acasă. Bună ziua, oameni buni! Eu mă numesc Radu Marian, sunt deputat în Parlament, un tânăr. Astăzi, din 1 iunie, desigur vorbim mai mult decât în alte zile despre copii, despre viitorul lor, despre visurile lor, despre viitorul acestei țări. Și, desigur, în perioada în care am fost deputat și înainte de asta, când am fondat un proiect de educație, am avut ocazia să vorbesc cu zeci și sute de elevi. Și vreau să vă spun că avem niște copii extraordinari, avem niște copii la fel de buni, la fel de inteligenți, la fel de creativi, ca toți ceilalți copii din lume. Problema este că ei vor să plece din țară. În fiecare întâlnire pe care am avut-o prin școli și în Chișinău și în toată țara, la întrebarea dacă vreți să plecați din țară după 18 ani, majoritatea din păcate ridica mâna. Asta este marea problemă acestei țări, asta este marea dramă a Republicii Moldova, faptul că copiii vor să plece din țară. În 20 de ani noi am pierdut jumătate din elevi din Republica Moldova. Jumătate! Eram 600 de mii de elevi în 2000 și azi suntem puțin peste 300 de mii. Ei pleacă pentru că nu mai văd viitor aici. Ei pleacă pentru că părinților nu-și mai văd oportunitățile. Dar vreau să vă spun că lucrurile se pot schimba. Deci dacă noi reușim să ținem copiii de astăzi aici în țară, să ținem în Moldova, țara asta are viitor. Și ca să ținem în țară, trebuie să facem câteva lucruri. Trebuie să le oferim o școală mai bună, mai multă flexibilitate în obiectele pe care vor să le învețe, să le oferim părinților lor mai multe oportunități de muncă, trebuie să oferim, să construim universități mai bune unde știu că vor face carte după ce vor trece de 18 ani, să le oferim condiții mai bune de studii în școli. Asta înseamnă acces la apă și la canalizare, dar aceste lucruri se pot realiza dacă avem politicieni normali, politicieni de treabă la conducere. Alegerile din 11 iulie nu sunt doar despre politică. Ele sunt și despre copii și despre viitorul lor. De aia eu vreau să îndemn pe toți, pe tineri, pe mame, pe tați, pe toți ceilalți, pe toți oamenii în Republica Moldova, la alegerile din 11 iulie să voteze și pentru copiii lor și să pornim vremurile bune pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, ca ei să nu mai plece. Haideți pe 11 iulie să pornim aceste vremuri bune și să îi ținem pe copii la noi aici acasă. Vă mulțumesc! Acum, dacă mai este cineva doritor să vorbească, de asta doriți să vă vorbesc. Bună ziua la toți! Eu tot am fost un copil care am ales să plec. Să plec din cauza că corupția în educație a ajuns la un flagel prea înalt. Deja m-a afectat. Când am venit acasă, am venit cu speranța de a schimba acest proces. De aceea m-am alăturat acestei echipe fenomenale, care principiile și valorile nu sunt doar pe hârtie și pe declarații. Vă rog și fac un apel să alăturați și voi acestei echipe.
unei echipe puternice, ambițioase și care vrea să schimbe, într-adevăr să facă o schimbare în țara asta, cât socială, cât economică, cât în educație. Pe data de 11 iulie, vă rog să fiți activi, dragi colegi, dragi prieteni de peste hotare, că vă simțiți străini și acolo și vă simțiți străini și aici. De aceea, hai să schimbăm această abordare și această senzație de străin la tine acasă, de străin acolo unde înveți, lucrezi, peste hotare. Să vină vremurile bune, dragi colegi! Să vină vremurile bune! Este cineva dorător? Hristos a înviat, dragi viitori alegători! Eu sper că noi cu toții am înțeles deja ce înseamnă să alegem corect. Dar totuși eșecuri sunt foarte multe. Nu trebuie să permitem voților și bandiților să le conducă și mai departe cum ne-au condus atâția ani în șir. Chiar zilele acestea, pe lângă poarta noastră, a trecut doi tineri, o fetiță și un băiat, și eu zic, băieții, pregătiți-vă de bac, pregătiți-vă de examene, nu umblați și faceți agitație incorrectă. Biruind, eu cred că noi vom ajunge în Europa, vom ajunge acolo unde sunt copiii noștri care ne duc dorul și noi veșnic în fiecare seară și dimineață ne amintim de ei, plângem și îi vrem acasă, ei vor să revină în țara lor, mamă, unde s-au născut, unde au copilărit și să fie de rând cu părinții, să-i susțină în adânci dureri de sănătate și de bătrâneță. Astăzi, având în vedere că e Ziua Internațională a Copiilor, sper să transmitem tuturor copiilor întregului glob pământesc sănătate și numai sănătate, libertate și toate gândurile să le devină realitate. Și câteva versuri. Tu copilărie, lin frumos te-ai legănat, lie păpădie, înspre soare ne-ai urcat. Vă invităm ca la 11 iulie să fim prezenți cu toții și diaspora și noi cei trăitorii Republicii Moldova la alegeri și să votăm corect. Votăm pentru pas. Bine, mulțumesc mult, dragi reprezentanți ai presiei, pentru că ați venit astăzi. Mulțumesc tuturor participanților și evenimentul este închis. Mersi. Pornim vremurile bune! Pornim vremurile bune!